Bine v-am găsit. Deci, iată micuță, Irina, cât are? Un an și 5 luni. Domnule, dar e incredibil, tu ai o căprui și ea seamănă cu taică-su. Cum vă iese, măi, amândoi seamănă cu taică-su. Amândoi cu ochii albaștri, incredibil. Câți ani au fiecare? Irina are un an și 5 luni, iar Eti are 2 ani și 10 luni. Deci și voi ați făcut unul după altul. Așa s-a nimerit. Lasă că e frumos. Spune-mi tu că n-ai acum viața bogată și plină. Sincer, nu știu ce m-aș face fără ei, pentru că ne-am obișnuit foarte tare cu ei și suntem pur și simplu compleți. Ne bucurăm din toată inima că Bunul Dumnezeu a rânduit să am o familie frumoasă. La 26 de ani să am un soț iubitor care mă înțelege și este peste tot cu mine și chiar și-a lăsat meseria lui pentru meseria mea și am plecat pe același drum împreună. Asta e foarte important, adică lucrați împreună, da. El te impresariază. Exact. E foarte bine că sunteți în familie, că îți respectă programul, că ți-l știe, dar îmi imaginez că e foarte greu când vin noaptea după într-adevăr. O nuntă sau o petrecere. Este greu pentru și copiii la 7 te iau de bună. Da. Știm, cunoaștem, dar este minunat. Vedeți, dragilor, cam asta vă așteaptă pe voi în următorii 2 ani. Bine, bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Armin, bine ați venit! Trebuie să luăm exemplu, să spun așa. Acum eu îmi doresc, ea își dorește fetiță, eu îmi doresc un băiat. Se poate și una și alta, dar, să știi. Dar am zis, hai să ne scăpăm mai repede să poate reușim gemeni. Da, n-ar fi rău, dar aveți, dacă aveți antecedente în familie, dar chiar și așa, tot nu este da, imposibil mai nou, să n-aveți. Ziua de astăzi se rezolvă. Se rezolvă imediat, dai comandă și zi. Fără probleme. Și măcar ați scăpat, mergeți cu amândoi odată și faceți, faceți treaba. Dar înainte de toate, tot îi zic la Armin, când îmi dai inelul, el îmi spune, nu mai este așa obiceiul să se dea inelul. Măi, Armin. Mergem direct, facem nuntă. Măi, Armin, fetele încă așteaptă inelul. Uite-te la câte pietre are saxofonul tău, că abia mă pot uita. Una mică de acolo ia-o, pune-o pe un fir de iarbă și o să-i faci cea mai frumoasă cerere în căsătorie. Avem timp, avem timp. Acum să... Așteaptă să treacă COVID-ul. Dacă... Cum e asta, mai? Fata îți spune, ia mă cere, mă dă mine. Nu știu, zici, no, păi, no, ce atâta e, dragă? Acum, cum să facem noi nunta? Uite, noi, da, noi de noi așa. Unde vor să facă nunta și apoi să vedem ce unde vreți ducere? Să faceți voi nunta? Nu știu, vreau să fac o nuntă mare. Cât, cam câte mare? Deci, dacă fac acum nuntă, ar trebui să fac o săptămână, două nunta, ca să pot să invit pe toată lumea. Că nu cred, să... așa multă lume avea de adunat? Hai. Nu? Așa e frumos, la... Bine, noi în prima fază ne-am gândit, eu acum nu i-am spus lui, așa mă gândesc eu. Ne-am gândit să facem cununia în Turcia, dacă ne ajută Bunul Ia Dumnezeu zi, să scăpăm Bosporului, de... acolo, unde e mega fiță. Exact, așa. Exact. Și nunta cu toată lumea, așa, că sunt foarte mulți invitați și nu putem să-i aducem pe toți în Turcia. E cam treabă un pic. Edite, mamă, cea ce mișto e, e bine, bine. Păi, lăsați, băi, lăsați copilul în pace, că e minunat. Lasă, lasă. Nu, că Mirela ne-a spus, mi-era dor, îți dai seama că și eu vin de la trei care au aceeași vârstă. Sincer, deci, aveam mare emoții că e regulă, lasă-i, lasă-i să se simtă bine. Este pentru prima dată când avem o astfel de experiență. Așa lasă-i că sunt minunați. Văd că se simt nu bine, ci foarte bine. Ei se simt aici ca într-o piscină mare, așa, și au impresia că sunt pe apă. Lasă-i așa să se simtă bine. Deci, dragilor, nu vă speriați că e minunat să aveți copii mici, o să vedeți cât vă bucură viața. Deci, deocamdată așa, cununia pe malul Bosforului, știu eu unde sunt de acord cu tine, e minunat. Da, da. Și nunta, aveți deja o locație sau vă trebuie niște dealuri, niște văi, niște... Da, o să facem... Cred că pe un teren așa mai mare. Așa, unde... așa ne-am programat. Vrem pe un teren de fotbal, ca să încapă asta toată intră, lumea. Vreo să... 2000 de invitați. Cam așa, așa. Cam formații așa. Fără număr. Asta e important. Muzica, un bineînțeles. Festival acolo. Bineînțeles. Și să puneți pe niște ecrane mari ca să vadă și omul din ultimul rând. Știi? Cred că așa o să fie. Eu cred că așa va fi. Edi, te rog frumos, mami. Lasă, lasă că mă simt și eu. Că... Mă simt și eu un pic... O să facem un prea mare rating. Hai, dă-i, dă-i, Edi, dă-i. Aleargă, aleargă. Așa, Edi, bravo, bravo. E minunat. Uite, vezi? E minunat. Carusel. Da. E minunat. Edi, dar vezi să nu amețești, da? Dar sunt superbi, lasă-i, lasă-i să alerge, că nu putem, lasă-i că să alerge, este minunat. Așa, colegii mișto, noștri sunt fermecați de copii. Am emoții să nu cadă pe aici, să se întâmple ceva. Da, să știi că acum cât de cât e safe, pentru că aici e totul de sticlă, sticla asta nu se sparge. Da, vezi, Armine, ce te așteaptă. Deci, deci am acum, transpirat fiți atenți toată. Că, da. Da, da, Rareș, spune-mi, te rog. Da. E complicat pentru tine să mai rămâi acasă cu copiii și să știi că soția e la un eveniment până dimineață păcate, și că vine obosită? Din păcate nu rămân niciodată singur acasă, tot timpul sunt cu ea. Și cu copiii avem noroc cu bunicii, că ne mai ajută și ei din când în când. Asta e bine dacă aveți cu cine să lăsați. Mai un prieten de familie,
noi suntem împreună, gen la evenimente, la evenimente, deci voi cu peste parte tot împreună. De sonorizare, da. Cu tot, bon. Efectiv, deci suntem chiar în noi permanență. Mergem doar cu formația și cântăm live peste tot. Am înțeles și e multă, multă se ocupă, da. De partea organizatorii, că el merge întotdeauna înainte cu două ore să înceapă evenimentul, montează boxele, schela de lumini, scena, absolut toată aparatura, după care ajung și eu, el merge cu duba, cu băieții, se instaleze cu DJ-ul. Îți dau un confort când știi că soțul tău e acolo, care are grijă, da. De tine, exact, că totul și e aranjat. Și datorită faptului că toate mama e mamă, pe cât de mult o stresează, uite, copiii. Măcar să aibă liniște asta, nici să nu știe unde are de cântat, ce are de cântat, ajunge la microfonul, cântă și în rest să nu aibă nicio grijă. Frumoasă familie, proiecte individuale și proiecte de echipă, să spunem așa. Dar hai să te auzim mai întâi pe tine cântând. Cu siguranță copiii abia așteaptă să te audă și abia aștept să le văd reacția, după care ne vom reîntoarce la tineri îndrăgostiți, să vedem ce facem și cu ei, cât tare vreau să-i văd la casa lor. Cu mare drag. Peste 2-3 ani. Abia așteptăm să vină nunta, să mergem acolo nănaș. Aia e. Deci exact. Deja voi sunteți nași. Asta adică e noi vrem, încă nu avem invitația. Dacă, el cerut, el, dacă da. Încă nu a cerut-o de nevastă, să-ți dai seama că la naș mai are timp să, exact. Să-ți facă invitația.